Moldova nouă, are în jur de 100 de kilometri lungime. Stați niște, niște balize de care pescarii sârbi își leagă plasă. Am înțeles. Aici vedem tabula Traiana. E făcută de romanii acum 2000 de ani în primul război de cucerire, 101-102. Ea a fost inițial 20 de metri mai jos, la nivelul Dunării Vechi. Așa cum vă spuneam mai devreme, nivelul apei a crescut după ce s-a construit barajul și atunci, ca să nu rămână sub apă, stânca a fost decupată. Mai sunt câteva pensiuni. Statuia a fost făcută între anii 95 și 2002. Sponsor a fost Iosif Constantin Drăgan. Drăgan a fost un mare pasionat de istorie. El a scris și cartea Noi Traci.
Universitatea de la Lugoj e făcută tot de el. Fundația Drăgan. Unul dintre cei mai bogați români fost patron al companiei Butangaz.